Bună seara, domnilor și domnilor, și bine ne-am regăsit la o nouă emisiune Se poate altfel. În seara aceasta de joi, vrem ca pentru câteva minute să înțelegem mai clar și mai bine cum ar trebui să trăim în viața aceasta. De aceea, Adrian Andrei, vă spune un bun venit și încercăm ca prin cuvintele pe care le aducem în casele dumneavoastră, prin intermediul micului ecran, să împlinim o nevoie sufletească. În seara aceasta vă propun să analizăm și să dezbatem un subiect, zic eu, sensibil în zilele noastre, numit sau intitulat Unde-i lege, nu-i tocmeală. Și să observăm din punct de vedere spiritual care este acel computer de bord al lui Dumnezeu care l-a lăsat pentru ca oamenii să se ghideze pe acest pământ. Plecând în discuția noastră de la început, aș vrea să aduc în atenția dumneavoastră un gând sau mai bine spus o situație care s-a întâmplat cu ceva ani în urmă, mai precis în 1966, o situație care mi-a atras atenția. O cursă a companiei peruviene Aeroperu, având la bord 70 de pasageri, s-au prăbușit în apele Oceanului Pacific la puțin timp după decolare. Și lucru care mi-a atras atenția a fost situația problemă care a cauzat acest accident aviatic. Imediat ce avionul a decolat, piloții au constatat că altimetru și vitezometru nu funcționau. M-am întrebat care să fi fost cauza și citind în continuare acest anunț, acest articol, s-a constatat faptul că la o revizie acelui avion care a fost făcută cu ceva timp înainte, cel care a făcut curățenie în avion a lipit o simplă bandă de scoci pe orificiul din cabina piloților cu ocazia curățenii. Și tocmai aspectul acela a dus la o eroare în pilotaj și avionul respectiv s-a prăbușit, ducând la moartea tuturor pasagerilor. Iată ce poate face un lucru mic, ce tragedie poate să dezvolte de aici. O simplă și aparent neînsemnată situație sau neglijență. Cu toții suntem într-o navă, aș putea să spun, o navă a vieții în care circulăm și dacă nu respectăm anumite traiectori, anumite direcții și anumite semnale care sunt date și care trebuie să fie împlinite de către noi, s-ar putea ca și viața noastră să eșueze la un moment dat. De aceea aș vrea să discutăm în seara aceasta puțin despre aspectul acesta al legilor pe care Dumnezeu le-a lăsat pentru noi oamenii. Oamenii creștini de obicei pun accentul pe ceea ce înseamnă lege din partea lui Dumnezeu. Și în scopul acestei misiuni am invitat pe domnul pastor Daniel Cocoș, pastorul Bisericii Baptiste din orașul nostru, care îi spune un bun revenit în emisiunea noastră. Bine v-am regăsit! Aș vrea ca să pornim discuția noastră de la aspectul acesta terestru sau uman sau de toate zilele și când spun lucrul acesta mă gândesc la oamenii care astăzi nu respectă legea. Și v-aș întreba, domnule pastor, ce spuneți dumneavoastră de oameni sau ce impresie aveți, ce opțiune aveți cu privire la oamenii aceia care sunt certați cu legea, care nu respectă legea circulației sau diferite legi din țara noastră. Cum îi priviți dumneavoastră, cum i-ați cataloga? În comparație cu cei care respectă totuși legea. Cei care respectă legea, legea îi protejează. Și eu sunt șofer, am permis. Și chiar dacă uneori nu-mi place că apare roșu, trebuie să respect culoarea semaforului ca să-mi protejez viața. Și uneori am stat și m-am gândit cât de greu ar fi să circul cu mașina dacă n-ar fi niște reguli, niște legi pe care să le respectăm. Cei care respectă legea sunt protejați de lege. Cei care nu respectă își fac viața grea. Spuneți un lucru mare și care dă naștere la anumite întrebări sau la o discuție. Cum adică să-i protejeze legea? Pentru că legea este privită deseori ca fiind un factor care nu-ți dă libertate, care te îngrădește, care nu te lasă să te manifeste așa cum vrei tu. În aparență, așa este. Legea te îngrădește, dar, de exemplu, unde este stop. Dacă nu oprești la stop, poți să îți pierzi viața.
sau la mai grav, la trecere la nivel de cale ferată. Nu vezi trenul venind, dar unii au ignorat semnalul, au trecut și chiar au plătit cu viața. Deci dacă ar fi respectat legea respectivă, și-ar fi protejat viața și pun în pericol și viețile celorlalți oameni. Vă propun să intrăm puțin în subiectul pe care l-am lansat cu privire la legea pe care o are Dumnezeu destinată pământenilor, ca să spun așa. Privind asupra Bibliei, acestei cărți însemnate pe care Dumnezeu a oferit-o pentru noi, adesea descoperim din această carte sfântă care sunt acele legi pe care Dumnezeu le-a lăsat și pentru cine le-a lăsat în principal. Și dacă o anumită parte din aceste legi mai sunt valabile sau dacă toate sunt valabile, haideți să descoperim care ar fi legile acestea care sunt date de Dumnezeu. Dacă legile pe care le avem noi și sunt făcute de oameni, sunt făcute și rolul lor este să ne facă viața mai ușoară, Dumnezeu a dat poporului Israel. Aici e foarte important să menționăm faptul că Dumnezeu a ales un popor, Israel, prin care să binecuvinteze toate celelalte popoare de pe fața pământului. Deci chiar Dumnezeu le spune, v-am ales pe voi, pentru că prin voi vreau să binecuvintez tot pământul. Și în sensul acesta Dumnezeu le-a dat legi și de mai multe ori Dumnezeu le spune, v-am dat legi, cum nu au alte, niciun alt popor de pe fața pământului nu are legile pe care le aveți voi. Dumnezeu le-a dat niște legi ca să le facă viața mai ușoară. Haideți să descoperim care erau acele tipuri de legi pe care le-a dat Dumnezeu pentru ca ei să aibă o viață mai ușoară și de asemenea să fie un exemplu pentru alte popoare. Pentru că celelalte popoare aveau zei, se închinau la diferiți idoli, Dumnezeu le-a dat legi cu privire la relația lor cu Dumnezeu. Deci Dumnezeu este stăpânul, suveranul și ei trebuiau să-L respecte pe Dumnezeu și în măsura în care ei o să-L cinstească pe Dumnezeu și Dumnezeu o să-i cinstească pe ei. Chiar Dumnezeu promite, voi cinsti pe cei ce mă cinstesc. Acum, zic eu, al doilea rând de legi sunt legi cu privire la relația dintre oameni. Dumnezeu a vrut ca oamenii să se respecte, să, mai mult decât atât, să se iubească unii pe alții și să existe o relație de bună conviețuire între oameni. În sensul acesta le-a dat iarăși legi foarte bune. Legi care delimitau anumite teritorii, legi care țineau de administrarea unor terenuri. În sensul veneau acesta, aceste legi de la Dumnezeu și da, trebuiau să fie respectate. Și în sensul acesta, de exemplu, teritoriul Israelului era împărțit între 12 seminții și nu puteau să înstrăineze un teren. Dacă cineva dintr-o seminție a primit de la Dumnezeu, ca și dar, un anume teren, nu putea să îl înstrăineze, să ia dintr-o altă seminție. Și chiar foarte interesant, apare undeva, într-o seminție, era un om care avea numai fete și moștenirea se lăsa prin bărbați, deci prin persoane de sex masculin. Și întreabă, zice, bun, dar noi suntem fete, noi nu putem să lăsăm moștenire, cui lăsăm? Dacă ne căsătorim cu cineva dintr-o altă seminție, moștenirea noastră o să treacă la altă seminție. Și atunci Dumnezeu le-a spus, prin Moise, ele pot să se căsătorească cu cine vor doar din seminția lor. Și chiar o altă lege, dacă cineva era sărac și își vindea moștenirea pe care a primit-o de la Dumnezeu și sigur apoi prin părinți, venea un an de grațiere în care chiar dacă nu putea să plătească înapoi, își reprimea înapoi moștenirea în dreptul familiei lui. Când era acest an al grației?
cred că la 40, al 50-lea an. Deci după 50 de ani, și iarăși aici, dacă, să zicem, a cumpărat un teren și mai sunt 25 de ani până la anul grațierii, răscumpărării, dacă treceau 10 ani, 15 ani și mai rămâneau ani puțini, trebuia să socotească un preț mai mic. Deci Dumnezeu a vrut ca să existe o relație foarte clară și niște legi foarte precise ca să nu fie neînțelegeri între ei. Iată câteva direcții destul de frumoase de mers pentru acest popor, care trebuia să fie, așa cum a spus, un model pentru alte popoare. Să existe anumite legi teritoriale care, prin care pământul nu putea să fie înstrăinat, iar după o anumită perioadă de timp, proprietarii reveneau la pământurile lor, la proprietatea lor. Ce opinie aveți despre acele legi care sunt prezentate în Vechiul Testament, tot pentru acest popor, poporul Israel, legi sanitare, acele legi care țin de igiene, de aspectul acesta sanitar. Ce trebuiau să mănânce ei, ce nu trebuiau să mănânce evreii și de ce Dumnezeu a lăsat aceste legi sanitare? Tot în folosul lor erau și aceste legi. Erau numite animale care de Dumnezeu erau considerate animale necurate și ei n-aveau voie să mănânce din ele. Și apoi animalele curate. Și Dumnezeu le-a dat foarte clar pe nume. Anumite animale nu aveau voie să le mănânce. Din altele care erau curate aveau voie să mănânce. De toate acestea erau tot spre a-i proteja pe ei. De ce? Pentru că era zona caldă? Și dacă mâncau carne grea, ar fi afectat sănătatea lor? Sau era într-adevăr o regulă stabilită de Dumnezeu? Acestea sunt animale curate, celelalte necurate? De fapt, care era diferența între animale curate și necurate? Calitatea cărnii unor animale. Deci diferența, sigur că și astăzi... Și calitatea cine o dădea? Modul în care se hrăneau aceste animale? Cred că structura lor. Pentru că erau anumite animale care erau necurate și nu. De exemplu, evreii nu aveau voie să mănânce animale moarte. Și pentru celelalte popoare ei puteau. Chiar Dumnezeu prin lege spune, dacă vine la tine un străin, el poate să mănânce. Dar tu nu ai voie, pentru că tu ești poporul lui Dumnezeu. Care trebuia să diferențieze față trebuia de să fie față. O delimitare foarte clară între ei. Tu ești sfânt, ești închinat Domnului Dumnezeului tău. Tipul de legi care mai există în Vechiul Testament sunt cele din Exod, capitolul 20. După ce le vom detalia și le vom analiza, vreau ca să vă întreb dacă aceste legi, prezentate până în momentul de față, mai sunt valabile și în ziua de astăzi. Dar înainte de a discuta despre cele 10 porunci din Exod capitolul 20, avem pregătit un material video de către colegii noștri din regie care descrie tocmai aspectul acesta al legii date de Dumnezeu pe muntele Sinai. Haideți să urmărim împreună acest material video.
Am revenit din nou în platou de filmare, dragi telespectatori, și vă reamintim faptul că în seara aceasta discutăm în emisiunea Generic Se Poate Altfel de subiectul legii lui Dumnezeu, dacă mai este valabilă și în ziua de astăzi. Și ne gândim că acolo unde e lege nu-i tocmeală. Dacă aveți anumite întrebări sau sugestii de adresat, puteți să ne contactați pe numele de telefon afișate pe ecran. În seara aceasta, prin pastorul din Biserica Baptistă Daniel Cocoș, încercăm să detaliem tocmai aspectul acesta al legilor pe care Dumnezeu le-a oferit pentru oameni și care dintre ele sunt valabile și pentru noi astăzi. Am privit, domnule pastor, asupra acestui material și am constatat și telespectatorii noștri au putut să vadă care sunt cele 10 porunci, în mare, cele 10 porunci date de Dumnezeu. Aș vrea în scurt să ne prezentați fiecare poruncă și semnificația ei pentru noi, cei de astăzi. Prima spune să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Vremea în care trăiau evrei, ca și astăzi, sunt multe țări care se închină la tot felul de lucruri. Aveau Dumnezei, dar Dumnezeu le spune, Dumnezei lor nici nu mănâncă, nici nu îi ajută cu nimic, nu fac nimic. În altă parte spune, Dumnezei lor sunt o povară pentru vita care îi cară, pentru animalele sau pentru oamenii care îi cărau. Să nu-ți faci chip cioftit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești. Căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc așa. E foarte clar. Dumnezeu, nimeni nu l-a văzut niciodată pe Dumnezeu. Dumnezeu este Duh. Și Domnul Iisus spune, cine se închină lui, se închină în Duh și în adevăr. Deci, prin lege este interzis evreilor și tuturor celor care vor să creadă în Dumnezeu și să-L slujească pe Dumnezeu conform cu legea lui Dumnezeu, spune aici foarte clar, să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai jos decât pământul, să nu te închini înaintea lor. Deci, primul set de legi se referă la relația lor cu Dumnezeu. Este o poruncă foarte însemnată și poate fi profilul unei emisiuni de viitor legat de aspectul acesta al chipurilor și a înfățișorilor care semnifică dumnezeirea și dacă noi ar trebui să ne închinăm înaintea lor sau nu. Altă poruncă însemnată. Uitați aici una foarte importantă, spune să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, că Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Acum, foarte mulți îl înjură pe Dumnezeu sau iau într-un mod ușuratic. E greu și să spui modul în care unii îl iau pe Dumnezeu. Dumnezeu este stăpânul Universului, guvernează toate lucrurile, datorită Lui respirăm, datorită Lui putem să trăim și foarte mulți oameni iau așa, nu ți-i permis să-L iei în deșert pe președintele unei țări sau primarul sau deși cineva ceea ce care... spuneți dumneavoastră la momentul de față pare doar așa o ideologie, doar ceva suspus. Pentru că astăzi ne cam tragem de șireturi și cu președintele și cu oricine, parcă în mod normal nu, este în mod permis normal nu ar ăsta. Trebui, nu ar trebui, pentru că indiferent dacă l-am votat sau nu l-am ales, trebuie să respectăm. Cu atât mai mult pe Dumnezeu. Sunt oameni care îl iau așa, pe Dumnezeu, Dumnezeu e bun și nu îi pedepsește, dar nu e normal, pentru că datorită Lui suntem și noi ar trebui să-L respectăm, să-L cinstim. Apoi spune, adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău, dar ziua a 7 este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nici o lucrare, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul tău. Iarăși aici un lucru extraordinar de important. Dumnezeu ne-a dat 6 zile în care putem să muncim pentru noi. Dar o zi trebuie să o închinăm Domnului și
ceea ce pe mine mă fascinează în legile acestea ale lui Dumnezeu, spune nici robul tău. Deci legea aceasta, o zi de odihnă, a fost dată și pentru rob și spune nici vita ta. Dacă ai un animal, îl muncești 6 zile, dar el merită. Și cât e de mare și cât e de bun Dumnezeu, a dat o lege prin care oamenii să nu abuzeze de animalele lor. 6 zile l-ai muncit, o zi lasă-l să se odinească, robul tău. Și apoi, la noi foarte mulți oameni muncesc mai mult în ziua de odihnă, la noi duminica. În ziua de duminică merg la prașilă, își strâng recoltele și după aia oamenii se miră că Dumnezeu mai aduce și secetă sau se întâmplă alte nenorociri. Pentru că Dumnezeu spune, voi cinsti pe cei ce mă cinstesc. Dacă noi nu respectăm pe Dumnezeu, pe El nu-L afectează, pe Dumnezeu nu-L afectează cu nimic. Îl doare, pentru că e un tată bun. Că de aici porunca aceasta vizează nu doar relaxarea noastră, nu doar, să spun așa, în ghilimele, concediul nostru pe săptămână, ci este și o zi de a intra în relație cu Dumnezeu. Cunosc faptul că într-o perioadă din istorie, și anume în Franța, mai precis, într-o anumită perioadă de timp, francezii au impus decada sau săptămâna de 10 zile. Și se pare că nici măcar, așa cum a spus dumneavoastră, animalele nu mai dădeau randament, pentru că există un ciclu biologic pus în fiecare ființă de pe acest pământ, care merge bine 6 zile, apoi are nevoie de un moment de repaus. Exact cum spuneam la începutul emisiunii, legile pe care le-a dat Dumnezeu sunt legi care să ne protejeze pe noi. Acum, dacă pe foarte mulți oameni întreb, dumneavoastră citiți Biblia? N-am timp, dar e o zi în care ar trebui să ne ocupăm de sufletul nostru. Noi muncim 6 zile pentru trupul nostru și avem suflet, avem o relație. Ziua de odihnă trebuie să o folosim pentru Dumnezeu, în relația cu familia, cu cei din jurul nostru, prieteni, ne relaxăm, ne odihnim. Pentru că Dumnezeu ne cunoaște mai bine, El ne-a creat și El știe mai bine. Și aceste lucruri Dumnezeu, aceste legi, le-a lăsat tot în folosul nostru. Și spuneți că aceste 4 enumerate vizează relația noastră directă cu Dumnezeu. Apoi celelalte, următoarele? O lege extraordinar de importantă. Spune, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-a dat-o Domnul Dumnezeul tău. Iarăși un lucru extraordinar de important. Astăzi foarte puțini copii își mai cinstesc părinții. Și aici porunca aceasta este însoțită de o promisiune, ca să ți se lungească zilele. Vedeți, legea aceasta îi privește pe cei din familie, copiii să-și respecte părinții. Mi-aduc aminte de o întâmplare. Era un domn care s-a căsătorit, tata lui. El, de fapt, stătea în casă la taică său, mama nu mai avea, și nora, soția lui, zicea, măi, soțule, vezi că ne cam încurcă moșul. Și era casa bătrânului, ne cam încurcă. Și într-o zi i-a zis, uite, tată, avem și noi un băiat, ne cam încurci și trebuie să pleci. Și bine, zice, dacă vă deranjez, o să plec. Și i-a zis băiatului lui, uite, e undeva o pătură acolo, du-te și adu-o la bunicul, pentru că o să plece și să aibă și el cu ce să se încălzească noaptea, unde o să stea să se acopere. Și a venit băiatul și a venit cu jumate de pătură. Și i-a zis, cum ai, dar de ce ai rupt-o în două? Nu merită bunicul nici măcar o pătură? Ba da, tăticule, merită. Dar când o să fii bătrân, cealaltă jumătate o să ți-o dau ție. Acum, e foarte important, dacă noi nu ne respectăm părinții, nici copiii noștri nu o să ne respecte. Și scrie în Biblie, ce seamănă omul, aceea va și secera. Deci, aici spune să cinstești, să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi,
să nu mărturisești strâmb împotriva propriului tău, să nu poftești casa propriului tău, în relația cu cei din jurul nostru, să nu poftești nevasta propriului tău, nici robului, nici roba lui, nici boului, nici măgarului, nici vreun alt lucru care este al apropiului tău. Deci, relația dintre... Vedeți, de aici ai invidie că celălalt are o mașină mai bună, o casă mai bună, de ce să n-am și eu, și să strică relația dintre oameni. Bun, aceste legi care au fost date acestui popor de care spuneți că trebuia să fie un model, mai sunt valabile și pentru noi astăzi? Sau vorbim doar de ceva trecut, suntem pe ruinele trecutului acum, dar noi suntem într-o altă lume, alte reguli de viață, de trai? Sunt valabile și pentru noi sau nu? Dacă Dumnezeu nu s-a schimbat, Dumnezeu este același, caracterul lui Dumnezeu este același, caracterul omului este același. Deci, între noi și Dumnezeu trebuie să existe respectul acesta pe care îl dăm lui Dumnezeu. Dacă respectăm legile lui Dumnezeu, acum, vedeți, al cinsti pe Dumnezeu, nu o facem din obligație, ci efectiv e dorința noastră să-i mulțumim. Foarte mulți oameni nu-i mulțumesc lui Dumnezeu, dar este un psalm, spune, binecuvintează suflete pe Domnul, adică să-l auzi, să-l cinstești, să-l preamărești, să-i mulțumești. Și spune și nu uita nici una din binefacerile lui. Deci îi întreb pe mulți oameni, dumneavoastră vă rugați, dar mă rog, și cum vă rugați? Doamne ajută mie, familiei mele și așa. Dar zic, da, să-i mulțumești în rugăciunea Tatăl nostru, pâinea noastră cea de toate zilele. Și noi trebuie să-i mulțumim pentru pâinea care ne-o dă. Sunt foarte mulți români nemulțumiți că avem o țară așa cum avem. În ultima vreme îi mulțumesc lui Dumnezeu că avem o țară extraordinară. Chiar avem o țară foarte frumoasă, cu un pământ foarte fertil, cu toate formele de relief, e pace, e liniște la noi în țară și avem motive să-i mulțumim. Și mereu îi mulțumesc lui Dumnezeu. Doamne, mulțumesc că trăiesc în această țară atât de frumoasă, cu oameni extraordinari. Sau avem un județ tare frumos și ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu. Cred că sunt motive întemeiate și sunt multe aceste motive pentru care să-i mulțumim Creatorului nostru. Dar haideți să facem o pauză, după care continuăm discuția noastră și vom vorbi despre acele concepții cu privire la legea lui Dumnezeu. Urmează o pauză publicitară.